Celălalt. Piesă pentru teatrul radiofonic de scriitorul bulgar Boris Aprilov. Traducere de Mihail Magiari. Zangadora nu o să mai stea nicăieri. De ce? Ai nebunit? De ce? În seara asta Zangadora o să zboare din localul meu. Sonia! Sonia! Cântă Rosamunda! Hai să înceapă și orchestra! Peste câteva zile îmi serbez ziua de naștere! Zangadora, le-am spus și muzicanților, părăsește localul! La masa aia văd niște norvegieni, dincolo niște suedezi, în rest nemți. Și mai e și neamță ăla care cântă într-una marșă. Hai, te rog. Singurul marinar care cântă marșuri. Pleacă odată, n-auzi? Auzi, marinar să cânte marșuri. Sonia, Sonia, nu-i așa că tu nu cânti marșuri? Atentic că te dă afară, patronul. Am să mă așez lângă marinarii aceia norvegieni. Ei știu că luna viitoare îmi sărbătoresc ziua de naștere, așa că... N-ai să te așezi lângă niciun fel de marinar. Ce-ai spus? Cred că aseară ne-am înțeles bine. În ce privință? De cum a început bătaia, te-am și prevenit. Dar nu eu am început-o, eu am continuat-o numai. Pleci sau nu pleci? Ia ascultă, ce-i în capul tău? Cum îți închipui un bar în port fără Zangadora? Nu, eu ți-aduc clienții. Uite ce... Ia mâna de pe umărul meu. Hai, odată, ieși afară. Când simt o mână pe umărul meu, începe să mă mănânce palma de... Zangadora, nu, te rog! Păi, asta îi spun și eu drept, să se potolească. Adică mă ameninți. Am să mă plâng consulului englez care mă apără interesele. Tot burgasul știe că el îi apără interesele lui Zangadora. Nu-i așa, băieți? Hai. Nu mă împingi, auzi? Pumnii mei se înțeleg de minune. Când dreptul lovește, stângul nu stă de pomană. Ieși afară, când îți spun. Mă, nu mă împingi. Ieși afară. Potolește-te. Ieși afară. Dacă vrei să nu... Hai odată. Mă, nu mă împingi, auzi? Că mie mi-e sete. Ia uite, eu, pe cum naiba să nu-l cârpești pe unul ca ăsta, spune și voi. Nea Safire, vezi să nu pompezi fata apa mării. Pe pace, Zangadora, nu pompezi decât apa din cala motorului. Așa o fi, dar pe vechitura asta de barcă intră apa ca dintr-un izvor. O fi el vechi, dar face treabă. De data asta cred într-adevăr că o să fac o treabă importantă. Opa, încă mai pot sări pe o punte de vapor. Lasă-mă să pompez eu, iar dumneata, tu te să încălzești motorul. Dar mai repede, că în orice timp o pot dăvări sticleții. Sticleții? Îmi amintesc să te fi urmărit cineva vreodată. Păi da, dar de aseară sunt pe urmele mele. Nu știu cum l-am pocnit, dar după cum mă caut ăștia peste tot, cred că s-a curățat. Cine? Păi cine? Ne-a luat din proprietarul barului. Ce să fac? A trebuit să-l pocnesc. Toată noaptea m-a căutat prin piața portului. Au interogat toți marinarii și toate cocotele. Și tu unde ai fost? Eu? Pe iahtul consulului englez. Păi hai de data, ce facem? Mergem? Nici nu te-am întrebat unde. După nisip. Păi hai mai repede. Ar trebui să o iau din loc pentru câtva timp. Să o tulesc la Istanbul până mă dau uitării ăștia de aici. Deocamdată sunt în port ceva vapoare turcești de cărbun, nu? Sunt. Cel mai bine ar fi să o ștergi în Turcia. Lasă, dumneata, că mă descurc eu. Vezi să nu te mânjești pe mâine. Nea Zafire, mai schimbă și dumneata din când în când odgoanele firea să fie ele. Puțină igienă, ce naiba! Să fi fost vaporul ăsta al meu, strălucea, nu alta? N-are cum să mai strălucească cârbul ăsta. Bună pâine ai cumpărat.
Și e caldă. De aici în ziar ce ai? Brânză. Brânză și niște salat. Frumoasă dimineață. Ce zici? Dar marea e nemișcată. Păi mănâncă și tu. Nu vreau. Mai văzut-o vreodată mâncând dimineață? A, nici eu nu mănânc, dar acum trebuie. Ia uite pe scăruși. Ia poftim și mâncați și voi. Hai, curaj. Frumoase păsări. Dar cum știu ele exact unde-i peștele? Să-i lasă. Fii pe pace, nu le arunc eu salamul, numai pâine. Unde vrei să cobori? Eu? Acolo unde cobor și dumneata. Plaja e bună, nisipul bun, dar minunată mare e azi. Nea Zafire, nu știu dacă și dumneitale ți se întâmplă la fel, dar mie uneori îmi vine să înghit tot nisipul și marea și râul Strania, așa de dragi îmi sunt. Eu nu simt nimic, toată viața pe apă și pe nisip. Îmbrățișez și apa și nisipul, dar tot nu mă satur. Vreau mereu altceva și nu-mi dau seama ce. Leole tinereți, câți ani ai? Bă, merg pe 35. Bă, tânăr, ce mă? Mi-s dragi, nene Zafire. Mi-e dragă marea asta furisită. Și nisipul, și țărmul. Îmi place tot ce al mării. O să trag la mal. Da, stai, păi, pe aici, e apa mică. Ocolesc, nu te teme. Schela asta e adumitare? Da, am construit-o vara trecută. Hai, ia și tu lopata aia. Dă-i poate. Făcură-mi treabă bună. Am încărcat și vasul cu nisip. Și la cât vinzi nisipul? Nu mă prigopsesc. Ce-ar fi să mâncăm și noi ceva? Uite ce e. Împachetează în ziarul ăsta ce crezi că mi s-ar cuveni și o iau din loc. De ce urmă? Unde vrei să te duci? Păi, pe nisip și pe lângă mare. Să merg, să mă scalzi, iar să merg. Până când voi ajunge la vreo colibă pescărească, găsesc eu acolo o laviță să mă culc și să trag un somn până mâine. Iar mâine dimineață o să fiu să încărcăm din nou vaporașul cu nisip. E bine și așa. E bine. Vă zic că ai de gând să te ascunzi. Vreau să dispar din ochii lor pentru un timp. Dar nu e spre Istanbul, e așa? Nu știu. Poate n-are rost. Hai, te las cu bine. Ce frumoasă e marea. Ce frumoasă. Orice îi spune, e grozav de frumoasă. Oameni buni, voi de ce nu vedeți cât e de frumoasă? Hai? De ce tăceți? E atât de frumoasă. A priviți-o cum vine și cum se duce. Și acum, hai, Zangadora, spre coliva aia. Trage un somn zdravă și când te trezești, o să te bucuri iarăși de frumusețea mării. Ia uite ce-au mai întărit ăștia ușa. Eu o las deschisă, că nu mă tem de hoți. Pot să dorm și așa. Bună, baraca! Dacă nu sunt singur aici. Drăguțul de el. Se adânc doarme. Bă, tu cine ești? Ce fel de om ești?
sau poate un rătăcitor ca și mine. Da, nu, lasă. N-am să te trezesc. Acolo unde se odihnește un rătăcitor, mai e loc pentru încă unul. Las, nu te teme. Mă culc pe la vis așa la. Ce frumos e. E frumos, firar să fie. Și când te culci, e frumos. Da. Lumea ta? Cine? Cine ești? Fii pe pace, fiule. Nimeni nu-ți face niciun rău. Ce? Dar nu te speria, băiete. Oh, dar cine? Ai visat urât, omule. Fii pe pace. Uite, eu mă întorc cu fața la perete. Și te rog să faci liniște până mă satur de somn. Ai auzit? Da, bine. Uite că mi-ai furat somnul. Hă? Ce? Ce te-ai așezat așa și te uiți la mine? Sau ți-e frică? Lasă că nu o să te mănânc. Am ajuns aici cu iahtul, mă. Fac o călătorie în jurul lumii. Pentru la noapte o să culegem ceva iarbă de mare, să o așternem pe laviță. Așa o să ne fie mai moale. O să dormim ca în puf. Uite ce mă doare piciorul. Cred că vremea o să se strice. N-ai ceva de mâncare? Bă, dar e sărăcuț de tot, nătărăule. Și freza. Cine știe pe unde te-au tuns. Mă rog, dar de ce nu te bărbierești? Cu ce seamănă, mă, un vagabond nebărbierit? Ia uite, tânăr și nebărbierit. Îngrozitor. Auzi, și tu rătăcești prin lume. Bă, n-ai ceva de mâncare? Nu. Uite, acum am să-ți dau posibilitatea să vezi cum se hrănesc cei ce-ți norocoși în viață. Tu vezi aici? Două pâini. Îți dai seama? Iar ăsta e un pește prăjit. Hai, rupe o pâine. Am încărcat un barcaz cu nisip. Ce vezi, am primit ca supliment împreună cu țigările. Mă, omule, mă. Stai, mă, mai încet, mă. Ia uite, mănânci ca un apucat. Adineauri avea ochi frumoși, dar acum când ai un plugura cu pâine. O, mă, mai încet, mă. Mă, ce faci? O să strici stomacul. E, hai, gata, mă. Să știi că îți dau peste mână dacă te atingi și de cealaltă pâine. Auzi? Așa. Acum, după ce ai înfulecat, o să-mi cer și o țigară, nu-i așa? Hai, ia. Cu toate că pari prea tânăr ca să fumez. Așa. Spune-ți tu mulțumesc. Mare nătărău mai ești, să știi. Uite, ți-o spun eu. Eu am hoinărit mult și am întâlnit tot felul de oameni, dar n-am ospătat încă până acum pe nimeni. Află că e o mare bucurie să ospătez un flământ. Și așa, dintr-o dată, e un flământ mai puțin pe lume. Nu-i așa? Mă, tu de ce taci? Păi, dacă nici de vorbi nu vorbi, murim de plictiseală. Mă, noi ăștia, noi trebuie să stăm de vorbă. Că și așa, ei la alți nu-și bat gura cu noi. E teribil să fii singur. Nu-i așa? Mă, pe tine te întreb. Nu-i așa? Așa e. Spune-mi, tu ai luat vreodată masa cu un consul englez? Nu. Eu da.
Consulul englez mă consideră un tip interesant. A și declarat-o consulilor belgian și ungur. Pe atunci eu le serveam mingile la tenis. De multe ori când hoinăream pe mare, ne opream pe o insulă și luam masa acolo. Și? Păi, ce și? Nimic. Ce puțin lucru să iei masa cu consulul englez. Știi care e partea proastă când mănânci pește? Care? Peștele cere multă apă. Ori apa e la 2 km de aici. Tu vezi cutia aia de conserve de pe ferestruică? Mă, o vezi sau nu? Da. Așa. O iei și te duci la fântână. Cunoști locurile, nu? Nu. Nu? Dar de unde ești? Din Sofia. Ești chiar din capitală. Bastard de uscat. Și când vezi niște valuri așa de mari, nu te apucă rău de mare? Nu. Dar ce vânt te-a adus aici? Privirile tale îmi spun să nu te mai întreb, pentru că tot n-ai să-mi răspunzi. Mă, dar multe fasoane îmi faci, mă, nene, mă. Mă, se vede că nu mă cunoști. Dă-mi pace. Odată ce mănânci din pâinea mea, o să trebuiască să-mi răspunzi. Altfel, cu o singură lovitură te trimit tocmai în mare, să știi. Dă-mi pace, te rog. Păi spune așa, mă, nene, mă. Zi, nu vrei să discutăm. Bun. Hai că se poate și așa. Dar de ce faci fasoane? Asta nu înțeleg. Cauți de lucru? Mă, dacă asta cauți, te pot duce la Calida de Piatră. Acolo e de lucru berechet. Dumneata, de ce nu lucrezi acolo? Aha! Așadar asta era. Văd că știi să și vorbești. Păi mă, eu sunt aici provizoriu. Eu o s-o cam iau din loc. Unde? Nu știu. Dar nici aici nu vreau să lucrez pentru un salariu de mizerie. Mă duc undeva pe unde poți trage și un pui de somn sub palmieri, să bei și lapte de cocos, să mănânci și pâine direct din copac. Ești sigur că acolo unde o să te duci există arbori de pâine? Ei, na, bineînțeles. Ți-a spus ție cineva că nu sunt? Acolo sunt de toate, mă. Iar muierile au șoldurile ca niște amfore și buzele ca niște pernuțe. Aici nu-ți place? Dar ta știi ce înseamnă insulele Solomon? Cum îți închipui că nu sunt arbori de pâine în insulele Solomon? Abar n-ai, nene. Da. S-ar putea ca în insulele Solomon să crească arbori de pâine. E timpul să înceteze. Ce anume? La ceasul ăsta, înainte de a se însera, vântul trebuie să înceteze. Că dacă nu stă, atunci înseamnă că o să fie rău. Cum adică rău? Adică mâine marea o să arate ca braga. Acum ai de gând să-mi spui ce te-a dus pe aici? Nimic neobișnuit. Bă, tu nu pare a fi chiar atât de obișnuit. Ce te face să crezi? Nu pare a fi din tagma noastră. Dar dumneata cine ești? Unul din cei care doarme în port. Dar să știi că printre noi există și tipi interesanți. Nu mă îndoiesc, dar... Dar dumneata... Te rog, poți să mă tutuiești. Și care ți-e acea latură interesantă? Eu n-am cum să-ți explic, însă toată lumea mă consideră un tip extrem de interesant. Da, dă-mi voie să mă întind o leacă. Așa. Ia strecoară-mi o țigară în gură. Așa, acum aprind-o. Hai mă, hai mai repede, ce-i așa împiedicat? Mulțumesc. Uite,
Dacă îi sprăvesc de fumat țigara în poziția asta, atunci o regină mă ia de bărbat. Nu înțeleg. Păi, tu vezi crumul? Da. Dacă nu cade până ajung la capăt, atunci să știi că o regină se mărită cu mine. Ți-ar face plăcere așa ceva? Da, de unde? Da, așa vine vorba. Nici n-aș putea să o iubesc. De ce? Păi așa. Pentru că iubesc pe alta. Iubești? Pe cine? Ia ascultă, prea multe vrei să știi. După câte văd, ești cam îndrăzneț. Nu, mă întrebam numai, de cine te-ai fi putut îndrăgosti? Da, e departe. E foarte departe. Îți scrie? Deocamdată, nu. Cum o cheamă? Joan Crawford. Nemaipomenit. Te-a făcut praf, ai? Ești un lumpen. Ce e lumpen? Am să-ți explic eu, dar altă dată. Bă, nu e ceva jignitor, așa e? Dacă e de bine, poți să-mi spui și așa. Lumpen. Sună bine. Ca Apollo sau Poseidon. Se vede treaba că ai citit mult. Așa e? Da. Să știi că și eu citesc. Ce citești? Păi cum, hă? Ziarele de la cafenea. Urmăresc toate foiletoanele și le înghit ca pe niște mititei. Și silești și pe ceilalți nătărăi să le citească. A, degeaba. O, vor să se cultive. Niște înapoiați. Spune-mi, e adevărat că a existat în Franța sau... Hă? Nu știu unde... Un hoț care era și un mare poet? Nu, nu e chiar așa, dar de drumul înainte. Și zi, de asta ești tulburat? Păi, mi-e simpatic. Mi-e simpatic pentru că a hoinărit ca și mine. La noi, nătărăi, ce știi dumneata? Păi, na, că mi-a scăpat regina. De ce? Păi, mi s-a scuturat scrumul. Da, păcat. E, lasă, nu face nimic. Tot n-aveam niciun chel de regine. Totuși, ai o ocupație? E sigur că da. Hoinăresc. Și nu muncești? Nu. Dar ce mănânci? Nimic. Eu beau. Și cu ce plătești? Eu sunt răsfățatul marinarilor străini care știu ca un burgas o rubedenie. Ba chiar mai mult, un prieten. Eu îi duc la cea mai grozavă cârciumă și acolo... Până dimineața îi ruinez de-a binele. Ei, cred că îi mai conduci și în altă parte, nu-i așa? E, uite, aici n-ai nimerit-o. Păi eu sunt Zangadora. Să fii sănătos. Totuși există în viață ceva care să prezinte oarecare importanță pentru tine? Da, marea. Și altceva? Nimic. Da. Spune, tu n-ai nimic de mărturisit? O să ajungem și acolo. Ești viclean. Noaptea asta o să ne mănânce țânțarii. E o baltă pe aici, prin apropiere. Da, dincolo de baltă, știi ce este? Nu. O postănărie. Când se noptează, ne umplem coliba cu pepe. Eu însă o să trebuiască să rămân aici. Nu pot să mă duc nici după pepeni, nici după apă. Și nici tu n-ai să te duci nicăieri. Ce face? Nici tu n-ai să te duci nicăieri. Nu mai spune. O să rămâi aici. Ei, asta să știi că mi-a plăcut. Să știi că mi-a plăcut. Ascultă-mă, dar cine te crezi tu că-mi poți da mie ordine? Și stai, mai la urmă urmii, ce, ție nu ți-e sete? Mor de sete. Mă rog, asta e treaba ta. Dar să știi că eu nu-ți permit să-mi poruncești. Mai puțin și te părăsesc. Atunci o să faci tot ce vrei. Pe tine te cam mănâncă spinarea, văd eu.
E pentru prima oară că îi permit cuiva să-mi vorbească pe tonul ăsta. Și nici nu înțeleg de ce. Bă! Tu știi că tot portul tremură în fața mea? Bă, tu n-auzi? Ce-ți vorbesc? Unde te gândești, bă? Unde ți-au fugit gândurile? Bă, tu ascultă la mine ce spun, dar e că am luat o razna. Ia, hai, gata, scol! Scol și du-te după iarbă de mare! Hai să ne facem culcuși! Bă, ce-ți vorbesc, n-auzi? Ia uite-te în ochii mei. Mă, tu ai auzit ce ți-am spus? Te duci după iarbă. Nu. Acum te duci? Bastard și vagabond. De ce, mă? De ce? E pentru prima oară când întâlnesc unul ca tine. Ce? Te-a durut? Mă, te întreb dacă te-a durut. Da. Adică ți-a dat și sânge pe nas. Hai, șterge-te. Nu așa, nu așa, nu, mă, stai, mă, nu, cu mâna, mă, că te mânjești mai rău. Spală-te cu apă de mare. Lasă, nu e nevoie. Și nu știu, că nici măcar nu te-am pocnit cine știe ce. Habar n-ai de lovitura mea adevărată. Uite, cu cutia asta de conserve, am să-ți aduc eu apă de mare ca să te speri. Nu, nu ieși. Mă, iar începi? O să mă duc și încă foarte bine. Mă duc să-ți aduc apă de mare să te speri. Ei, greșia, dracule, auzi, îmi dă-i mie ordine. Din ce parte? Ce? Din ce parte trăgeau? De pe deal. Care deal? Care deal? Cam de acolo. De unde? De acolo, de unde se termină treptele. Acolo, unde țărmul e mai înalt. E departe? Mă, nu știu unde-s treptele. Ai observat unde au căzut gloanțele? Am observat, pe nisip. Departe? Da, bă, ce mă tot interoghezi? Gloanțele, zic. Au căzut departe? Adică ce crezi, că n-aveam atât treabă decât să urmăresc unde au căzut gloanțele? Oh. Uite așa au scormonit nisipul lângă mine, uite așa. Am crezut chiar că au străpuns cutia de conserve din mâna mea, da? Te văd că n-a pățit nimic. Au să mă împuște câini. N-ai putut să vezi cam câți erau? Păi cum să văd? Sigur că da, pe dar ce? I-am numărat. Le-am numărat picioarele și am împărțit la doi. Ce crezi tu? Ticăloși. Șterge și tu gura aia plină de sânge. Hai, sunt doi. Dă-mi o țigară. Da. Dă-mi o țigară. Cine știe acum? Poate că l-am ucis, da? Cum au izbutit să mă descopere? Asta nu pot să înțeleg. Dar n-au dreptul! N-au dreptul să mă împuște fără judecată! Nu-i așa? Tu să știi că ai s-o pățești din cauza mea. Și eu n-am cum să-i lămuresc să nu trag în tine. Taci! Ce? Păi tu ai început vorba. O să ne găurească pielea la amândoi. Din cauza mea, uite cum s-o pățești și tu. Auzi? Ăștia nu pe tine te caută. Cum nu pe... Cum nu... Nu. Nu pe tine. De când caută ei un pretext ca să mă... Tu auzi? Nu m-ai enervat tocmai acum. Timpul ăsta care trece ca vântul. Oh, grozitor e să stai aici închis în prăpădita asta de colibă și pe deasupra să știi că în jurul tău se ridică un zid. Un zid de gloanțe, firar să fie. În sfârșit ai început să pricepi ce se întâmplă. Mă, tu tot ce vezi în jurul nostru, marea, dunele, totul este al meu. Și ei vor să mi le ia. Și îngrozitor să aștepți în felul ăsta. Dar de ce nu vin? De ce nu vin? Hai! Nu îndrăznesc. Adică? Adică de ce nu îndrăznesc? Pentru că sunt numai doi. Păi, vor fi doi, dar au arme. Jandarmii merg întotdeauna la sigur. Acum așteaptă întăriri. Dar spune, de ce n-au tras de la început? Când de la început? Păi când am intrat în colibă. Pentru că au început să ne împresoare. Ce? Să ne împresoare? Dar cum te m-au descoperit? N-au prins de veste de undeva. Păi cum, și așa, dintr-o dată s-au și instalat pe culme? E, haide!
Asta s-o crezi, dumneata? Simplă împresurare. Căloși, căloși. O să cam mai depătimit cu mine, ai să vezi. Da, într-adevăr, nu face să scos capul afară. Dar când or să vină și o să mă prindă, ție o să-ți dea drumul imediat. Le explic eu. Păi, hai să mai fumăm o țigară. Da, aprinde, hai. Să fumăm și să mai vorbim. Trebuie să facem ceva. Mă, nu înțeleg deloc cum te-am reușit eu să-l dau gata. Hă? Sau poate că nu l-am dat gata, dar fiind prieten cu polițaii, l-am pocnit eu, dar nu cine știe ce. Da, de pocnit, să știi că merita să-l pocnesc. Și erau acolo atâția norvegieni și suedezi care mă așteptau. Și mai era și Sonia cântăreața. Suedezii n-așteptau decât să bem și să plătească ei. Și el tocmai atunci mă silea să părăsesc localul. Tu mă înțelegi? Hă? Păi ce puteam să fac? Nu știu, dar de la o vreme nu mai sunt în stare să-mi stăpânesc pumnii. Asta e. Pe tine te mai doare? Nu. Să știi că îmi place. Noi doi să știi că am putea hoinări un timp împreună. Ar fi interesant. Și că n-am mai hoinări de mult cu cineva pe care să-l simt atât de apropiat. Vrei să încercăm? Și dacă nu merge, ce? Gata, ne despărțim. S-ar putea să meargă. Așa cred și eu. Mă, tu nu ești un băiat de lepădat. Nu știu, ai tu ceva așa care îmi place. Nu știu ce, dar ai ceva aparte. Poate nu e ce cred eu, sau poate că e. Cine știe. Bine, dar cum rămâne cu insulele tale din Hawaii? Solomon. Da, iartă-mă. Ascultă, de ce nu-mi spui odată ce hram porți? Hă? Că atâta când mă pricep eu la oameni, te văd tot timpul pe gânduri. Parcă zboară mintea pe undeva. Cum adică îmi zboară? Știu eu. Așa mi se pare mie că zboară mintea. Ești așa... Nu știu cum. Cum ți-ai dat seama de asta? Păi mă, se vede cât de culo. Ești tot timpul gânditor. De-aia te respect. Taci. Mie puțin îmi pasă la ce te gândești. Păi nu mă interesează. Curând o să ne despărțim. Eu chiar dacă stau câțiva ani la popreală, tot o să-mi dea ei drumul. Eu, să știi, totdeauna m-am mirat de ce îi țin atât de puțin pe ucigași. Că, după mine, odată ce ai ucis pe cineva, trebuie să plătești cum se cuvine. Nu-i așa? Am dreptate? Ți-aș fi vorbit eu multe pe tema asta și cât mai pe larg, dar vezi bine, ăia așteaptă. Nu-i momentul. Așteaptă? Așteaptă, zici. Dar dacă eu reușesc să mă strecor, atunci or să aștepte mult și bine. Cum? Păi e chestie de voință. Cum adică? Alerg prin nisip și zdup în mare. Câteva ore de not acum noaptea și iată-mă într-un loc de nici dracu nu mă mai găsește. De-ar fi să pleznească de necaz. Și pe urmă? Pe urmă, pace bună. Hai, văd că ai prins curaj. Și mi-e o sete de. Dar tu ce, iar ai căzut pe gânduri? Bă, la ce te tot gândești? Se pară ei neghina de grâu și îți dau drumul, n-avea teamă. Pe mine însă, să vezi, mă înhață de cum ajung aici. Pe mine toți mă știu. Așa o fi, dar cred că e pe mine. Pe mine o să mă înhațe. Uite, știi ceva? Mie nu-mi plac încurcăturile. Te cred. Dar nu pe tine te caută, ci pe mine. Ce să fac ei cu tine, mă, omule? Și să spun drept, mi-ai devenit cam antipatic cu frica asta ta. Mă, fricos mai trebuie să fii. Păi ăștia trag în mine și tu tremuri. Da, să știi,
Să știi că e prima oară când trage cineva în mine. Uite, am trei să o văd și pe asta. Auzi, să mă împuște. Și tocmai atunci am parte de nătărăi lângă mine care tremură numai pentru pielea lor. După mine au tras de mai multe ori. Zău? Da, sunt pe urmele mele. Dar ce treabă au ei cu tine? Au. Le-am scăpat printre degete de acolo. De acolo? Cum? Tu ai putut să o ștergi de acolo? Da. Bravo, mă! Ești formidabil. Și cum ai făcut? Ar fi multe de povestit. Păi și atunci de ce au tras după mine? Fiindcă suntem împresurați. Trag în oricine ar vrea să părăsească coliba. Uite acum mi-a căzut fisa. Și pe cine l-ai curățat? Pe nimeni. Aha, atunci vreo spargere? Nu, niciun fel de spargere. Ascultă-mă, tu vorbește ca oamenii. Aici suntem doar noi între noi. Altfel, de ce te-ar urmări? Nu știu. Eu însă nici n-am ucis, nici n-am șterpelit. Sunt alte cauze. Adică? Adică ce alte cauze ar putea să mai fie? Dacă n-ai ucis și n-ai furat, pe atunci ce? Ce altceva ar putea să mai fie la mijloc? Ziceai că ar fi doi? Dacă n-ai ucis și n-ai... Atunci înseamnă că ești partizan comunist. Parcă mi-amintesc eu de treptele alea de piatră. Da. Stai că acum înțeleg. Păi da... Păi mă, în cazul ăsta tu ești un om pierdut. Și ăștia tâmpiții, la ce vă mai bagă în închisori? Ce știi tu, avem și noi... Ce aveți? Insulele noastre, Solomon. Dar la câte au condamnat? Pe viață. Ei. Și ce faci? Aștepți aici să te înfațe? N-am altă cale de ales. Cum? Trage-ne clapa! Păi cum? Păi spun eu cum! Știi să nu-ți? Știu. Atunci te salvez eu. Greu. Bă, tu ascultă-mă ce spun. Te ascult, dar... Ascultă-mă ce-ți vorbesc, nu mă scoate din fire. E imposibil. Nu e adevărat. Tu stai aici și aștepți și mare e la doi pași. Este, dar... Bă, când omul era în anghie, poate să noate și 100 de ore. Știi asta? Chiar de-aș nota cu tine și tot, nu știu unde să ajung. Dar știu eu, înțelegi? No. Știu eu unde ajungem. Dar tu ce rost are să... Asta nu să... te privește. Ăștia cu tine n-au nimic. Taci, ți-am spus! Pot să riști. Mă, îți spun pentru ultima oară să taci. Da. Tu vezi marea? Văd. E la 10 metri. Ne strecurăm pe nisip. Până să se dumirească ei, le scăpăm printre degete. Da, ține minte, mergi hotărât și iute, iar când apa o să-ți ajungă până la brâu, te prinzi de mine. Da. Eu am să not, dar tu să te ții bine de mine. Înțelegi? Chiar dacă înghiți ceva apă, nu-i nimic, o să rapsi. M-ai înțeles? Da, da. Gata, fără nicio vorbă. Restul mă privește pe mine. Da, dar ei n-au nimic cu tine. Dar n-are importanță. Ba, are. Bă, mie mi-a făcut plăcere când ți-am dat de mâncare. Dar ca să salvezi pe cineva de la moarte, cred că e și mai plăcut. Tu unde te uiți acum? La mare. E o mare ca toate mările, cu valuri și curenți. Mai dragă ca o mamă și mai gingașă ca o iubită. Sau ca un monstru care nu știe decât să înghita. E, uneori însă este înțelegătoare. Când își îmbrățișează iubiții. Totuși, nu înțeleg. De ce spui pielea în joc? Ce te face să riști pentru mine? Păi cum ce mă face? Cum ce mă face, mă? Că doar suntem prieteni. Nu pot să accept să-ți asum un asemenea risc. Dar ce fel de risc, mă, omule, mă? Niciun risc. Fuga asta mi se pare o joacă. Aia de colo, cu flintele lor, sunt niște pus la male fricoase. Hai, gata. Hai, e timpul să o ștergem. Dacă s-ar întuneca, ar fi mai bine, dar... Până atunci mai există și primejdea să ne pomenim cu ei pe capul nostru. Uite, sunt de acord să fug, dar singur. Hai, gata. Am să not în larg și am să ies undeva pe mal, departe de aici. Tași, mă, din gură. Hai, dezbracă-te. Nu. Hai, dezbracă-te, hai deodată. Mă, auzi? Să știi că te bat. Dezbracă-te.
Acum ce faci? Trebuie. Ține-ți firea. Nemaipomenit, auzi? Nemaipomenit. De glonte văd că nu ți-e frică și în fața mării ești gata să leșini. Ia uite-te la bocancii ăștia. O să-mi pară rău după ei. Mi-a făcut cadou un danez. În orice caz, am să-i ascund după laviță, că s-ar putea fi mai încalți. Și acum, hai, fără teamă. Dar să știi că după ce tu-i salva, cândva, dacă întâmplarea te mai aduce în port la Purgas, să întreb de mine. Mă știu toți. Oricine îți spune unde mă găsești. Și acum, hai să mergem. Da. Așa. Stai. Stai acum. Tu rămâi lângă ușă. Da. La un semnal al meu. Ce ai, mă? De mână. De ce? Lasă-mă să te îmbrățișez. Mă, uite. Vezi, mă, ce? Tremurile astea. Eu nu le pricep. Hai, liniștește-te. Nu. Liniștește-te. Tu așa peste tot? Așa tu te îmbrățișezi cu toată lumea? Noi ăștia așa facem. Da? Mă, sunteți nemaipomeniți. Mă cheamă Hristo. Îmi pare bine. Zangador. Hai. Marea e aproape. Până să ne dăm seama am și ajuns. Marea. Ea e prietena mea. Ai un nume frumos. O să vezi că marea o să ne salveze. Zangadora. Zangadora, da. Cuceritorul insulelor Solomon. Regele Burgasului. Și acum fii atent. De ce? De ce faci sacrificiul ăsta? Așa. E ca un joc de copii. Ține minte, pe nisip se merge mai greu. Odată ajuns în apă, nu mai umbli, ci sari. Mă înțelegi? Și te arunci în mare. Și acum, hai! Unul după altul, ne repezim în ea. Unu, doi, trei! Așa! Bravo, hai, trept în apă! Bă, bine! Hai o dată! De ce te-ai oprit? De ce te-ai oprit, mă, omule? Ce-i cu tine? Blestemaților! Fii cu minte, că-l fiau eu de aici. Țin-te bine și spune-mi ceva. Auzi? Hristo! Hai, mă, vorbește! Hai, mă, ești groaznic când taci. Uite, mergem în apă. Floanțe blestemate. E tu scapabil să le nimerească. Uite că am ajuns la mare. Adio un vânt răcoros și mare minunată. Așa. Uite că am ajuns și în apă. Ți-am spus? Ura închisă. Uite că am și intrat în apă. Acum le scăpăm din mână. O să le trimitem câte o ilustrată din Istanbul. Sticăloșii. M-au nimerit în coapsă. Da, simți marea. Ce moale e. Și cum te încălzește. Nu se compară cu nicio femeie. Nu-i așa? Ce zici? Dar ce ai de nu spui nicio vorbuliță? Și eu te țin în brațe, așa cum spuneai că obișnui zoi. Hai, 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 hai. Pe aici.
Nu, cred că venim cu acest. Hai, odată ce v-ați oprit. Stai să-mi ieși ceilalți. Hei! Veniți în coa. Dar ăsta cine mai e? Ăsta care îl duce pe brațe. Ei, de unde să știu eu? Hei, tu de acolo. Tu cine ești? Eu sunt celălalt. Cine ai zis că ești? Celălalt. Ați ascultat Celălalt, piesă pentru teatru radiofonic de Boris Aprilov, traducere de Mihail Magiari. Distribuția a fost următoarea: Zangadora, Ion Marinescu; Necunoscutul, Dan Condurache; Zafir, Corrado Negreanu. În alte roluri: Mihai din Vale, Sorin Medeleni, Valeria Ogășanu, Rodica Sanda Țuțuianu, Aurelian Napu, Gabriel Constantinescu, Cristian Molfeta. Asistența tehnică: Tatiana Șerban și Coca Gheorghe. Regia de studio: Ion Prodan. Regia muzicală: Romeo Chelaru. Regia tehnică: inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică: Constantin Dinischiotu.